Organizat sub egida zilelor municipiului Câmpulung, Târgul Meșterilor Populari, organizat de către Muzeul Municipal Câmpulung în parteneriat cu Centrul Cultural Oratia, s-a bucurat și anul acesta de un real succes prin prisma prezenței meșterilor populari talentați care au împărtășit din secretele și priceperea lor. Toate aceste tradiții fac parte din identitatea care ne definește și ca oameni și ca o comunitate. Este important să facem o distinție între artizanat și meșteșug popular. Pentru că artizanatul, destinat în mare parte comercializării de masă, nu păstrează motive populare, nu păstrează elemente ale tradiției despre care vorbeam puțin mai devreme, ci doar duplică fără o creativitate a artistului popular anumite elemente. Meșteșugul popular, o să vedeți că probabil este cu totul diferit din punctul de vedere al politicii de preț față de artizanat, aduce creativitate, aduce aportul propriu. Să ne gândim că dacă vedem pe o farfurie de ceramică anumite motive care pot fi de inspirație dacică sau celtică, fiecare creator popular vine și își pune totuși o proprie tușă asupra acelui motiv, asupra acelui model, asupra acelei farfurii de ceramică. Este foarte important să avem grijă de creatorii populari, nu de duplicatorii populari. Și cred că prin ce a reușit Centrul Cultural Oratia să securizeze din punctul de vedere al participării la acest târg, face tocmai această fină diferență. Și cred că din punctul de vedere al politicilor publice din România, acest creator de conținut trebuie promovat mai mult. Participanții la eveniment au venit cu o gamă diversificată de produse, de la ii tradiționale, costume populare, până la săpunuri și cosmetice confecționate artizanal, sculptură în lemn, brâuri și mandale, brânzeturi maturate, siropuri, împletituri din sfoară, jucării croșetate, vâlnice, bijuterii cusute, ceramică și multe altele. Printre meșterii populari prezenți la târg s-au numărat Izabela Ion, Ionela Bran, Laura Ilie, Sofica Ștefănescu, Mona Ganea, Elena Luca, Roxana Galvan, Mirela Enaru, Zuzana Luca, Elena Nencov, Nadia Amzică, Codrina Voznichi și Roxana Ștefănescu, fiecare aducând în fața publicului o poveste unică și produse de o calitate desăvârșită. Noi suntem producători de sirop natural din lavandă și de asemenea sunt și cultivatori de flori de lavandă. Bun, pentru noi târgul de astăzi este o mare oportunitate de a ne promova și de a face pe câmpul ungeni fericiți că se pot bucura de aromele lavandei noastre. După cum vedeți, produsele noastre sunt minunate și vă așteptăm cu mare plăcere să le degustați. Plantația noastră se află în zonă, la aproximativ 5 km de Câmpul Lung, în comuna Bâlghia de Jos. Oamenii pot să vină să viziteze și acolo? Cu cea mai mare plăcere pot să vină. Doar că dorința noastră ar fi dacă ar putea să vină aproximativ o lună de zile începând de astăzi, când va fi reînflorită. Noi am tuns-o proaspăt și acum nu mai sunt flori. Taică-mea era un meșter priceput și maică-mea, vara erau agricultori, iarna erau meșteri. Taică-mea cel puțin își băga tejdeaua în casă și acolo meșterea până venea primăvara. Ce nu se putea face din lemn? Din lemn toate... Și de aici mi-a plăcut și mie, pentru că am avut de unde mă inspira și în general sunt cam autodidactă, pentru că... Și pasiunea aceasta pentru împletit, pentru macrame? Asta am văzut o carpetă oltenească care avea la margine o danteluță realizată din urzeală. Și atâta mi-am dorit să învăț și eu cum să face și peste ani am găsit o carte. Și așa am învățat să înnod și da, îmi place să și croșetez. Am croșetat de nevoie, am zis că dacă mie nu-mi place să croșetez, dar dacă la copii sau fiimii îi place ceva, taică-mi o săracu, deși avea 4 clase, a fost un mare filozof și spunea învață ca să înveți pe alții. Și de multe ori așa am făcut. Chiar dacă mie pe mine nu mă interesa un lucru, învățam ca să... Și să știți că mi-a folosit în viață. Sunt pentru prima dată invitată la o asemenea acțiune.
Și sunt foarte bucuroasă pentru că consider că aici chiar îmi găsesc locul în curtea acestei instituții și am venit cu o colecție de ii și noi lucrate acum, dar majoritatea iilor sunt salvate, așa îmi place să spun, sunt recondiționate, ii pe care le-am reușit să le iau din familie sau de la diverse persoane care nu au vrut să le distrugă și au vrut să le redea publicului. Totodată am și un panou cu păpuși, păpușile sunt realizate manual, integral de mine, sunt cu dublu rol. În primul rând arată cu ceea ce se jucau copiii înainte, că nu erau faimoasele prințese Barbie, copiii se jucau cu păpuși confecționate de mame sau de, cel mai des de bunici. Al doilea aspect pe care vreau să-l pun în evidență cu aceste păpuși este frumusețea costumului popular din zona Argeșului. Așa cum bine știți, avem cea mai mare varietate de costume și cea mai mare paletă de culori și pe cât posibil încerc cu aceste păpuși să scot în evidență frumusețea și să facem zona să fie cât mai atractivă și să fim acolo unde ne este locul din punct de vedere al ei. Târgul Meșterilor Populari a continuat și a doua zi în curtea secției de etnografie a Muzeului Municipal, câmpulungenii și nu numai, având ocazia să descopere bogăția și frumusețea creațiilor meșterilor populari din Câmpulung și zona Mușcelului.